totdeauna să înlăture tot ceea ce înseamnă prejudecat. Ai știut să oferi muzica ta, aș zice, profundă pentru ceea ce înseamnă esența românului. Sunt convins că poți în acest moment să transmiți un mesaj pentru cei care sunt acasă și pentru cei care te admiră, pentru a-i ajuta pe acești copii. Și sunt convins că toți, așa cum vom face și noi în această seară, vom trimite SMS-uri la 848. Eu știu că românii sunt buni, sunt foarte uniți. Eu știu că românii sunt sensibili la durere și la nevoie. Și văzând acest material, probabil că mulți dintre noi n-am știut ce se întâmplă, ce li se întâmplă acestor copii. Văzând acest material, sunt convinsă că mulți dintre cei care le-au privit au pus urgent mâna pe telefon și au dat SMS și sunt convinsă că și de acum înainte o vor face, pentru că cu atât de puțin, iată, e la îndemână, poate nu dăm un telefon mâine, facem o economie de un telefon pentru a putea să salvăm o viață. Este atât de simplu. Este o brichetă, poate un bec, poate... Gândiți-vă, eu îți spun altceva, Sandra, să ne gândim că de fiecare dată, de exemplu, de Paști, cei mai mulți dintre dumneavoastră dau 10 de SMS-uri. Paște fericit! Ei bine, pentru mulți, Paștele nostru a fost sfârșitul unor oameni. Ei bine, în această seară putem să dăm acel SMS, măcar mai multe SMS-uri putem să dăm, așa cum ați făcut acum 2 săptămâni de sărbători. Și, evident, de data aceasta puteți să transmiteți nu numai bucuria de a vorbi cu cineva, ci bucuria de a da, repetăm, viață. O ascultăm acum pe Paula, care este alături de noi și printr-o piesă absolut superbă. Te ascultăm, Paula! Să le mai duceți la dumneavoastră.
pentru acești copii. Mulțumim mult, Paula Selin-Ganela, și dăm noi exact mesajul pe care dorim să-l trimitem în această seară, alături de Sandra Stoicescu, alături de toți cei care ne vor fi alături.